Imagino, amo no mais que Pellegrini Villa. Vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 6. Vom vorbi despre puterea cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul. Prima dată să rezolvăm o problemă legată de prețul metalelor prețioase. Dacă în urmă cu 3 ani un gram de metal prețios a fost 75 de lei și în fiecare an prețul metalului s-a dublat, cât ar costa un gram din acest metal prețios acum, în 2021? Și o altă întrebare, cât ar costa un gram din același metal prețios peste 10 ani? Presupunem că ritmul de creștere rămâne același. Aș vrea să exprimați rezultatul cu puteri. Da, deci în 2018 a fost 75 de lei, în 2019 este 75 ori 2, în 2020 e 75 ori 2 ori 2, adică este 2 la puterea a doua. După cum vedeți, în anul 2021 este 75 ori 2 la puterea a treia. Păstrând aceeași regulă, în anul 2031, prețul metalului prețios va fi 75 ori 2 la puterea a 13. Un alt exemplu unde se pot folosi puterile este un exemplu cu un asteroid. Deci, asteroidul se află în acest moment la distanța 10 la puterea 12 față de Pământ. Se deplasează cu o viteză de 10 la puterea 5 a kilometri într-o zi. În câte zile va ajunge asteroidul la planeta noastră? Pentru a afla răspunsul, trebuie să facem o împărțire, deci distanța împărțim la viteză, 10 la puterea 12 împărțim cu 10 la puterea 5. Și am aflat răspunsul, în 10 la puterea 7 a zile ajunge asteroidul la planeta noastră. Și acum să ne aducem aminte câteva din regulile de calcul cu puteri învățate în clasa a 5-a. Prima dată aș vrea să răspundeți cât este 4 la puterea a 3-a și după ce ați răspuns la această întrebare, pe rând să-l calculați pe x din aceste puteri. 4 la puterea a 3-a, da, este o mulțire repetată, deci înseamnă 64. Și la prima regulă, dacă ne uităm, avem împărțire de puteri cu aceeași bază, deci baza se scrie la fel, exponenții de se scad. La a doua avem puterea unei puteri, unde baza se scrie la fel, exponenții se vor înmulți. La următoarea regulă avem înmulțire de puteri cu aceeași bază, unde baza se scrie la fel, exponenții se adună. Și ultima este tot o puterea unei puteri, unde tot o înmulțire avem. Să încercăm acum deja să calculăm minus 5 la puterea a treia. Într-adevăr, minus 5 la puterea a treia este tot o mulțire repetată și conform cunoștințelor voastre anterioare, dacă pe minus 5 îl înmulțim de 3 ori cu el însuși, ne dă un rezultat număr negativ. Plus 3 la puterea a treia, deja probabil v-ați așteptat, dă același rezultat ca și 3 la puterea a treia, adică 27. Minus 4 la puterea a doua, fiind tot o mulțire repetată, ne dă un număr pozitiv pentru că avem două minusuri. Și minus 7 la puterea 0 dă 1. Pe bază ceea ce deja am descoperit până acum, v-aș ruga să încercați să completați tabelul. Deci întotdeauna pe rândul, deci A este baza, și coloana în care apar valorile lui B este exponentul. Dacă vă uitați, deja aici este completat minus 5 la puterea a treia, care dă minus 125. Este completat minus 2
la puterea a doua, care dă 4. Aici este un X pentru că 0 la puterea 0 nu există și, respectiv, este completat 4 la puterea a 0, care orice număr la puterea 0 dă 1. Avem aici deja tabelul gata, completat. Vă puteți verifica dacă ați lucrat sau nu corect. Și să vedem ce am descoperit. După cum vedeți, dacă avem un număr negativ, deci baza este număr negativ și se ridică la puterea a treia, adică la un număr impar, de fiecare dată rezultatul a fost negativ. Un orice număr negativ la putere impară dă număr negativ. Aici însă deja exponentul este puterea a doua, adică fiecare bază negativă se ridică la putere pară. Adică de data asta, după cum ați observat, dacă exponentul este număr par, rezultatul este pozitiv. Ce se întâmplă dacă numărul este la puterea întâia? După cum vedeți și aici, în aceste exemple, de fiecare dată ne dă numărul însuși. Și ce se întâmplă dacă numărul se ridică la puterea 0? După cum vedeți și pe acel rând, de fiecare dată rezultatul e 1. Dacă însă numărul îl ridicăm la o putere, baza e număr pozitiv și ridicăm la puterea 3, observați că de fiecare dată rezultatul este pozitiv. În mod similar, 0 la orice putere, după cum vedeți, este 0 și 1 la orice putere este 1. Aceste două reguli, garantat le-ați știut deja și din clasa a 5-a. Hai să utilizăm cunoștințele noastre, să le folosim, să încercați să calculați. Deci cu aceste 3 numere, deci A e minus 7, B e minus 3 și C este 5, să completați celelalte 8 celule cu rezultatele corecte. Aici vă puteți verifica, să luăm doar exemplul. De exemplu, acest A minus 2B la 2021, desigur calculăm paranteza care ne dă minus 1 și minus 1 la exponentul 2021, după cum am văzut și adineaur, de nou număr negativ. Aici avem B plus A la 2, unde îl calculăm prima dată pe minus 7 la a 2, care ne dă 49 și minus 3 adunat cu 49 ne dă 46. Tot la fel, dacă ne uităm la oricare din aceste exemple, prima dată încercăm să calculăm paranteza și pe urmă facem ridicarea la putere. Cum calculăm puterea cu exponent număr natural a unui număr întreg negativ? Aici ați văzut deja că depinde de exponent. Deci prima întrebare este cum vom calcula dacă baza este număr negativ și exponentul este număr par. În această situație calculăm puterea modulului numărului întreg, adică nu ținem cont de semn, doar facem ridicarea la putere și rezultatul va fi pozitiv deoarece exponentul este număr par. Cum vom calcula puterea dacă exponentul este număr impar? Deja pe baza experienței voastre, ceea ce ați descoperit deja până acum, în această situație, rezultatul va fi negativ. Deci tot la fel vom calcula puterea fără să ținem cont de semn, dar pe urmă, la sfârșit, punem minus în față. Acum un joc, o să vă rog din aceste cerculețe să reconstruiți 3 ridicări la putere
în așa fel ca numerele din cerculețele astea mici, cerculețele, să fie la exponent. Desigur, sunt multe variante corecte. Eu aici vă arăt o variantă corectă, de exemplu, minus 3 la 2-a, deja știm că este 9, minus 3 la 3-a e minus 27, dar minus 1 la puterea 10-a este plus 1. A mai fost vorba azi de regulile cu calcul cu puteri, care au rămas valabile și în cazul în care vorbim de numere întregi, și anume înmulțirea de puteri cu aceeași bază, unde baza se scrie la fel, exponenții se adună, puterea unei puteri, unde baza se scrie la fel, exponenții se înmulțesc, împărțire de puteri cu aceeași bază, unde baza se scrie la fel, exponenții se scad, și puterea unui produs, unde fiecare dintre factori se ridică la puterea respectivă. Aveți deja 4 exemple care sunt deja completate, ceea ce o să vă rog să faceți calculele din celulele de culoare gri. La fiecare din aceste calcule veți folosi cel puțin 2 din regulile de calcul cu puteri. De exemplu, dacă ne uităm la acest exercițiu de aici, rezultatul, după cum se vede, este 100, pentru că prima dată facem puterea unei puteri, care ne dă minus 10 la puterea 18, înmulțim exponenții, și pe urmă facem împărțire de puteri cu aceeași bază, care ne dă minus 10 la puterea a doua, care, după cum am învățat anterior, este un număr pozitiv. În mod similar, dacă ne uităm la acest exercițiu de aici, am aplicat puterea unui produs și pe urmă, datorită comutativității înmulțirii, aplicăm înmulțire de puteri cu aceeași bază și rezultatul îl lăsăm exprimat ca și o putere. Ultima activitate pentru azi ar fi, vă rog să completați exponenții în așa fel ca la absolut fiecare din aceste 3 calcule să obțineți același rezultat. Adică, indiferent cât puneți la exponent, dar toate aceste 3 calcule trebuie să aibă același rezultat. Și la fel, aceeași sarcină aveți și pentru cel de-al doilea exercițiu, unde baza este 3. O variantă posibilă este completată aici, de exemplu 2 la 3 totul la 4 este 2 la puterea 12, 4 la 4 ori 4 la 2 e 4 la puterea 16, adică 2 la puterea 12, 8 la 9 împărțit cu 8 la 5 este 8 la a 4, dar scris 8 ca o putere ne dă tot 2 la puterea 12. Ca și temă, vă rog să faceți exact același exercițiu, numai încercați să găsiți alte numere ca și exponent. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă secvență de învățare.